Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lumința Iordache. Astăzi ne aflăm în cabinetul domnului primar Marius Dulce să vorbim despre obiectivele aflate în derulare. Bună ziua, domnule primar, bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit la noi! Așa, într-o zi de muncă, agitație mare, ne-am strecurat și noi printre oamenii care așteaptă să vorbească cu dumneavoastră. Aș vrea să începem discuția noastră cu stadiul proiectelor aflate în implementare în momentul de față. Deci, așa cum ați văzut, nu uim pe nimeni. Și am început foarte multe lucrări și ne ținem de ele. Acum depinde ce ar interesa cetățenii, ce vă interesează pe dumneavoastră, ca să putem să le punctăm și să vă explic pe fiecare segment în parte, pe fiecare lucrare în parte, ce am făcut, ce avem de gând să facem și în ce stadiu sunt. Noi ne-am întâlnit de câteva ori și atunci am discutat despre proiecte și vrem să vedem în momentul de față în ce stadiu au ajuns. Așa că o luăm cu piața centrală. Piața centrală, din păcate, anul acesta, acest constructor a mers mult prea încet față de ce am cerut eu. Le-am asigurat tot cash flow-ul, nu știu, probabil să gestioneze. A venit aceste creșteri de materiale, așa cum știe toată lumea, s-a scumpit fierul, polistirenul. Creșterea prețului la materiale de construcție. Da, tot. Da? De la fier, lemn, polistiren, toate s-au scumpit. El merge mai încet, oricum este în graficul de lucru, pentru că lucrarea trebuia să termine în noiembrie anul ăsta, cred că nu se va termina, dar vom face o prelungire, pentru că dânsul tot spune că creșterea prețurilor îl ține în loc. Merge, dar merge încet, nu cum am fi vrut noi. Dar o să finalizăm și pe acesta până la... Bazarul Mic? Bazarul Mic suntem în grafic, pentru că, așa cum am promis, trebuie acești oameni pe care am mutat provizor în bazarul provizoriu dintre blocuri, în noiembrie vreau să fie terminat. La 1 noiembrie vreau să fie terminat acest bazar, am asigurat tot cash flow-ul, tot ce trebuie constructorului, ca să putem să nu fim deranjați de aceste creșteri de prețuri și atunci deja, dacă mergeți acolo, am ajuns la stadiul în care panourile se iau și începem să închidem, se lucrează, structura metalică este gata, începem să ne mișcăm și sper că la sfârșitul lunii deja să intrăm la interior. Să înțeleg că până la sfârșitul anului oamenii se vor muta în locație. Așa, da. În noiembrie vreau să fim gata ca lunile de iarnă să-i prindă în interior. Uh-huh. Strada Plevna a fost finalizată. Nu, strada Plevna a fost finalizată în totalitate, numai până la strada Pompieri, intersecție cu strada Pompieri, pentru că nu am vrut să deranjăm tot fluxul de trafic care e. Acum am frezat până la Libertății, mergem cu trotuarele și anul acesta terminăm și strada Plevna până la Libertății. Știu că urmează o perioadă foarte grea pentru municipiul Călăraș și, până la urmă, chiar pentru călărașeni vor demara cele două mari proiecte, și anume proiectul de reabilitare pe strada București și reabilitare sau modernizare, aici o să mă corectați dumneavoastră, și pietonalul din zona centrală. Sunt mai multe proiecte. De exemplu, pietonalul l-am terminat. Deja s-a judecat. Suntem în perioada în care trebuie să ne prezinte cel care a câștigat proiectul, ca să-l corectăm și să vedem acolo unde trebuie să intervenim și să prindem pentru la anul lucrări complementare proiectului, dacă n-au fost prinse, ca să putem să facem această zonă centrală frumoasă și să fie o zonă pietonală în care să ne regăsim și cetățenii din Călăraș să simtă că au ceva deosebit. Finalizat, dar finalizat doar partea de licitație, lucrările... Lucrările vor începe la anul. De asta vă spun că suntem în zona de proiectare, au termen de proiectare 3 luni de zile. Eu vreau să le scotez și aceste termene de proiectare, să le duc la o lună, o lună jumate, să putem să câștigăm timp în care să începem să construim. Pentru că toate aceste proiecte, nu știu dacă știți, trebuie să le terminăm până în 2023 decembrie. Și considerați că veți avea timpul necesar? Trebuie. Dacă ne apucăm de ele, trebuie să le terminăm, pentru că trebuie să luăm acești bani europeni pentru care am semnat. Și strada București? Strada București este în evaluare, mai durează, dar eu zic că într-o lună, o lună, până în octombrie, eu zic că vom ști cine a câștigat și atunci eu sper că de la ianuarie deja să ne apucăm de lucru. De aceea, dacă ați văzut în oraș, am gândit o fluidizare a traficului pe străzile paralele cu Bucureștiul și am început să modernizăm aceste străzi pentru a fluidiza traficul. Când vom bloca Bucureștiul, atunci să putem să circulăm cum trebuie pe străzile paralele cu Bucureștiul.
când m-am referit la o perioadă grea exact la acest aspect, pentru că vor fi foarte multe șantiere deschise în municipiul Călăraș, traficul se va îngreuna un pic, nu, dar spuneți că deja ați găsit o soluție pentru fluidizarea traficului. Deja anul ăsta sunt în graficul lucrările, așa cum ați văzut în Călăraș, am încercat să refac cât mai multe străzi, de aceea am mers și pe proiectul Plevna, Rahova și Viitor, pentru că termin Plevna, pentru că trebuia să fluidizăm pe zona asta în care să plecăm, să venim pe Grivița dinspre Modelul și să plecăm spre Modelul pe Plevna, o să le fac cu sens unic pentru a avea fluiditate și putem să avem descărcare în Libertăți. Anul acesta terminăm Plevna, la anul ne apucăm de Rahova, da, și suntem în grafic, pentru că putem să fluidizăm traficul, deja lucrăm cu forțe proaspete. Termin până 15 august cartierul Ceremac de asfaltat, până în 15 septembrie, cel mult sfârșitul lui septembrie, termin și cartierul Farfuria și atunci sunt în grafic. Și rămân două cartiere de suflet, chiar dacă acum oamenii sunt deranjați, probabil că sunt nemulțumiți de mine la acest moment, dar nu au trecut decât 9 luni de zile în care am avut de făcut buget, am avut de făcut fel de fel de lucruri administrative. Cartierul Mircea Vodă și cartierul Măgureni. În cartierul Măgureni iarăși am o problemă. Eu mi-am promis să termin până în iulie-august acea canalizare pe care a fost întârziată, dar faptul că au venit creșterile de prețuri, avem o problemă cu importurile de cămine și tot ce înseamnă subansamble care vin din Olanda. Și atunci s-a îngreunat un pic, dar o descurcăm și o să fim în grafic. Eu sper că până în octombrie să terminăm și această canalizare în Măgure, ca să putem să intervenim la anul, să începem să refacem toate acele străzi și să începem cu asfaltare și în Măgure și în cartierul Mircea Vodă. În România nu există producători pentru astfel Nu, este o tehnologie nouă, pentru că fiind o rețelistică foarte deasă în cartierul Măgureni, foarte multe rețele, a trebuit la momentul respectiv să ia această măsură în care să facă o canalizare menajeră vid prin vid, e o tehnologie nouă, și am zis că poate să meargă și în cartierul Măgureni, deoarece această tehnologie se folosește la Dragalina, la Dragoș Vodă, și atunci de ce n-ar merge și în cartierul Măgureni? Și avem două canalizări, pluviala merge prin sistem gravitațional, iar cea menajeră o să fie prin vid, deja o să înceapă să meargă pe stațiile de pompare acolo și de vid, ca să putem să facem funcționa. Cartierul Mircea Vodă. Cartierul Mircea Vodă, l-am spus-o, nu pot să intervin acum și nici nu o aveam cum, pentru că am dus toate documentele la CNI. Acum o să încep să verific din nou toate SF-urile și DAL-urile ce le avem acolo în zonă, ca să pot să depun și pe PNDL, că tot se aude că va fi un PNDL 3 și atunci încercăm să ne mutăm de pe o finanțare pe alta, pentru că vreau să facem acest cartier, să-l terminăm și să-l asfaltăm. Dacă nu am semnele că până la anul nu obținem finanțare guvernamentală, sunt pregătit ca să fac aceste lucrări pe banii noștri în primării. Dar dacă putem să luăm și o finanțare guvernamentală, ne-ar ajuta că putem să facem și alte lucruri în Călăraș. Banii din împrumut? Banii din împrumut vreau să-i duc în zona de proiecte europene pentru a asigura cash flow-ul, da, necesar, ca să nu stăm până vin finanțările, să nu blocăm lucrările, și atunci noi ne asigurăm din împrumut toate aceste proiecte europene. Sunt destule, avem peste 45 de milioane de euro, acum trebuie să gestionăm creșterile de prețuri, pentru că avem o problemă aici, pentru că s-a scumpit ferul, așa cum am spus, s-a scumpit lemnul, s-a scumpit polistirenul, vata minerală, și atunci trebuie să găsim o formulă, și nu trebuie să găsim noi ca administrație, pentru că nu avem acest apanaj, trebuie să găsească guvernul, pe Ministerul Dezvoltării, să ne spună ce avem de făcut, cum putem să finanțăm creșterile de prețuri la materiale. Și așteptăm, probabil că până în septembrie, la sfârșit, o să știm exact cum stăm, ca să putem să facem aceste calcule și să știm cât la sută din acest punct îl ducem în aceste creșteri de prețuri. Tot există discuții în mediul online și nu numai despre drumul de la Siderga. Continuă lucrarea în acea zonă? Care este situația în momentul de față? Deci, oamenii n-au înțeles că
Bucata pe care a făcut-o Consiliul Județean a făcut-o ca o societate comercială care este sub patronajul Consiliului Județean. Sece drumuri și poduri. Sece drumuri și poduri. Iar noi, de momentul în care am spus că trebuie să facem această lucrare și o facem, a trebuit să începem procedura de licitație. Să facem proiectarea, să ridicăm un sicap și durează câteva luni de zile. Fapt pentru care în 25 august sau până la sfârșitul lunii august, noi vom semna acest contract de a reface drumul. Iar eu cred că acest drum, dacă îl începem în august până la sfârșitul octombrie, este gata. Ba mai mult de atâta, preparăm și sistemul de iluminat, pentru că dacă tot facem ce trebuie, facem un drum frumos, să punem și un sistem de iluminat ca să fie iluminat și să putem să avem pentru acea pistă de bicicletă și trotuară de pietoni, să fie iluminat, să poată să deplaseze lumea în siguranță. Veți face reabilitare doar pe această porțiune de drum sau se va lărgi? Doar pe această, pentru că noi suntem proprietari numai pe 900 de metri, mi se pare, 897 de metri. Da? Numai pe zona aceea vom face noi reabilitare, dar am produs un document pe care semnalăm drumurilor naționale că ar fi indicat să lățească și pe patru benzi până la Cuzavodă. Veți continua anul acesta cu amenajarea locurilor de parcare? Știu că Deja am făcut. Am făcut în zona blocurilor H, între Panduri și Victoria. Deja am creat acolo undeva la 80-100 de locuri de parcare și nu am terminat pentru că a trebuit să iau... Și vreau să subliniez încă o dată pentru că aceste lucrări sunt făcute cu cei de la Pavage Spații Verzi pe cheltuială minimă. Da, am făcut acolo 100 de locuri, acum o să înceapă să scoată, dacă nu, deja am început să scoată la concesiune, avem undeva peste 600 de locuri de parcare pe care deja dăm drumul la concesiune și închiriere și atunci suntem în grafic în zona aceasta, pentru că anul acesta am vrut să dezvolt foarte mult această fluidizare a traficului Călăraș, la anul când vom începe să... Începe Bucureștiu, o să mă opresc să nu creez disconfort și o să mă mut pe zona de parcări dintre blocuri să le modernizez pe acelea ca să nu deranjez traficul. Și atunci o să modernizăm mai multe parcări anul viitor și mai puține, o să facem mai puține străzi. Suntem în grafic cu toate și atunci știm. Uh-huh. Suntem în grafic. Ce ne-am propus, n-am uitat pe nimeni. Mai există zone în municipiul Călăraș unde trebuie să ridicați acele garaje sau cu mașinile abandonate este Deci mașinile abandonate, soție. Deja avem contract, am început să ridicăm, le depozităm, după aceea dacă nu avem un regulament în care dacă nu le revendică nimeni, le dăm la fervic, le evaluăm, le dăm spre vânzare, am găsit modalități de genul acesta în care să valorificăm și aceste mașini care nu sunt revendicate de nimeni. Cetățenii vor avea un anumit perioadă. De 45 de zile în care poate să-și revendice bunurile. Dacă nu, înseamnă că le declarăm abandonate și atunci trebuie să găsim noi o modalitate de a le valorifica. Da, suntem în grafic. Iar la garaje nu sunt adeptul în care să ridicăm ceva și să nu punem nimic în loc. În momentul în care într-un cartier, într-o parcare, într-o zonă, avem un proiect în care trebuie să-l punem în operă, le spunem oamenilor, luați-vă garajele dacă nu trecem noi să ridicăm. Și în momentul acela când am ridicat pe ultimul garaj, eu deja de-a doua zi să vin să fac ce mi-am pus în operă. Că dacă încep numai să demolez și nu pun nimic în loc, n-am făcut nimic. Deci asta este gândirea noastră la acest moment, demolăm, dar punem ceva în loc. Cartierul pentru tineri. Sunt terenuri de dat în zonă? Sau... Păi am terminat, cred că acum două zile, mai erau din 71 de loturi care le-am dat, mai erau două loturi de dat, din ultima listă aprobată. Acolo am zis așa, am dus energie electrică, au în zonă, au apă, au dus și cablu acolo, au și televiziune cu un cablu. Singura problemă care mi-a rămas și trebuie să văd cum găsesc aceste fonduri să facem, să intervenim pe zona de canalizare menajeră și pluvială. Dar până o să refac zona de canalizare menajeră și pluvială, o să intervin ca să delimitez foarte clar străzi. Pentru că sunt anumite probleme. Nu s-a văzut, unul s-a mai extins și atunci este bine să intervenim ca să delimităm infrastructura, să știm exact pe unde trece strada, o să le pietruim pe toate în toamna asta, ca să știm exact unde le avem și cum așezăm lucrurile.
Aș vrea să vorbim un pic acum despre demolările de pe malul Borcea. Știu că acolo au fost unele discuții. Până la urmă s-a reușit demolarea pentru portul turistic. Și dacă tot suntem în zona aceasta de demolări și demolările de pe lacul Jirlău. Da, proiectul care l-avem pe regenerare urbană, zona vest și Navrom. Păi, să începem cu, da, zona malul Borcei. Este clar, acolo toată lumea avea un contract de închiriere cu primăria și se știa de anul trecut că nu l-a mai prelungit și nu a mai plătit pentru că nu avea cum să mai încaseze, știind că trebuie să dezvoltăm acest proiect și în speță promenada, iar Consiliul Județean proiectul de port turistic de embarcațiuni ușoare. Și atunci lumea nu a înțeles. Tot timpul au așteptat, au crezut că nu se întâmplă nimic. Și nu am avut încredere că vom face ceva în zona aia și vrem să dezvoltăm zona. Dar acest lucru s-a întâmplat, pentru că proiectul, partea de port turistic trebuia predată celui care a câștigat și acest lucru s-a și produs, s-a predat constructorului, iar cred că într-o lună de zile, cel mult, terminăm și licitația, pentru că se află în evaluare cu promenada, care e parte complementară cu portul turistic. Și atunci o să vadă lumea că dezvoltăm zona respectivă și ne apucăm de treabă, pentru că și promenada trebuie să terminăm tot până în 2023. În acea zonă existau familii care nu au unde să locuiască în momentul de față? S-a găsit o soluție pentru aceste familii? Deci eu am spus așa, cine nu are unde să stea, pentru că nu înțeleg cum nu au cum să stea. Dar am trecut peste acest aspect, să le găsim o variantă în care să le dăm o bucățică de teren, da, la noi, cum avem teren pentru grădini, zona de izlaz, și să le găsim acolo o modalitate. Am încercat să găsim și această modalitate, am găsit pentru cine a fost de acord, cine nu s-a descurcat. Da, avem un litigiu cu un domn, nu știu, Avram, nu știu ce. Da, dânsul, fără niciun fel de acte, și-a construit acolo și revendică că era terenul dânsului, nu știu de unde, dar nu intru în polemici, probabil că instanța va decide și nu vrem. Ideea este că noi vrem să dezvoltăm zona și o să vedeți că, cred că într-o lună, o lună și puțin, o să termin, o să semnăm și contractul cu promenada și atunci suntem obligați să-l facem până în 2023. Revenim la zona a doua de demolare, acolo a fost mult mai ușor, am fost în zonă personal, pentru că aici eram plecat într-o delegație și a fost un administrator public. Am fost personal, nu s-a întâmplat nimic, oamenii m-au rugat acolo să, tot așa, n-au crezut că vom ajunge să demolăm, mi-au cerut ca să-i mai lasă o săptămână de zile să-și ridice ce aveau de ridicat. Și acest lucru s-a întâmplat, noi ne-am apucat de treabă, pentru că dacă terminăm licitația până la sfârșitul lunii sau până în 15 septembrie, trebuie să predăm amplasamentul liber de sarci. Și atunci trebuie să nu mai avem niciun contract de închiriere acolo, toată lumea, totul să fie liber ca să poată să se apuce de treabă. Acolo vom dezvolta un parc modern, cu locuri de joacă pentru copii, cu skatepark, cu fântânițe, un loc de promenadă care să fie demn de un oraș de secolul 21, iar alt proiect care va fi complementar cu această regenerare urbană și acest parc va fi pista de biciclete cu taluzare pe lacul Căcâna, cum zicem noi, această hidrohaltă, dar în care vom face o pistă de biciclete ca să putem să creăm acest confort și pentru cei care vor să meargă cu bicicletă. O lungă perioadă de timp sus pe mal, în zona parcului de la Aneleuri, au fost aduse și depozitate foarte multe resturi de construcție. Nu înțeleg, probabil au vrut să construiască ceva acolo, nu s-a concretizat nimic și sunt foarte multe deșeuri provenind din construcție. Deci acolo nu este vina mea, acolo nu, am dat în studiu. Voiam doar să vă întreb dacă se va face ceva sau acel teren este privat și... Nu, acel teren unde ați văzut pământurile acelea, cultura aceea... Da. Dar este un teren privat pe care proiectul ocolește. Dar o să ajungem în momentul în care noi dezvoltăm acest parc acolo să impunem și celui care e proprietar acolo anumite reguli în care să respecte și să înfrumusețăm zona așa cum trebuie. Asta spun, pentru că degeaba faceți un Nu, ne-am gândit și la acest lucru și cu siguranță vom găsi o soluție. Și omul va trebui să ne respecte și să respecte toți cetățenii prin care trebuie să facă acel lucru. Domnule primar, urmează o nouă rectificare bugetară. Ce așteptări aveți? Păi eu sper că de data aceasta să nu mai ne dea numai 100.000 de lei,
să ne dea mult mai mult, pentru că îi merităm și trebuie să avem bani ca să dezvoltăm comunitatea. Domnii de la guvernare cu siguranță se vor gândi nu la noi, că suntem de altă culoare politică, dar la cetățenii din urbea noastră, pentru că trebuie să dezvoltăm această zonă și cu siguranță am așteptări în care ne vor da mai mulți bani decât ne așteptăm. În municipiul Călăraș au fost cetățeni care au votat cu toate partidele. Asta spun și eu, că ar trebui nu să gândească la ce culoare politică are primarul, să gândească la cetățenii din urbea noastră, în care trebuie să dezvoltăm acest oraș dacă ținem la el. Și atunci toate forțele politice, toți parlamentarii, da, trebuie să facă lobby pentru Călăraș ca să aducem aceste surse de finanțare la Călăraș să dezvoltăm orașul. Eu n-am nicio problemă dacă un rival politic, da, de altă culoare politică, face în așa fel să aducă bani la Călăraș, să spun că da, domnul... Veți colabora pentru interesul cetățean. Sigur. Deci, înainte de toate, trebuie să avem o colaborare în interesul cetățean. Dacă veți primi totuși suma pe care doriți să o primiți, ce obiective aveți? Ce lucrări vreți să finanțați? Păi, haideți să vă spun așa, că sunt lucrări mari. Deci, dacă vreau să termin canalizarea pluvială și menajerea în Măgurei, mă costă undeva la 5.500.000. Deci, 55 de miliarde să o termin la noastră. Dacă termin bazarul, mă costă 5.500.000, aproape 6 milioane de lei, adică 60 de miliarde. Dacă vreau să termin Plevna, mă costă... Astea sunt din fonduri proprii, care vă spun, cele două lucrări sunt pentru mult vechi, iar cele care vă spun acum, Plevna, da, este pe banii primăriei încă 46-47 de miliarde, deci 4.700.000. Sunt foarte multe lucrări care vreau să termin. Am înțeles, Siderca este un proiect care l-avem, Iluminatul plus alea undeva la 3 milioane și ceva de lei, și atunci am rezolvat foarte multe probleme dacă am avea și bani de la guvern. Și dacă ne-ar mai da și pe CNI, pe ce avem toate depuse, ar fi foarte bine, pentru că ne va ajuta să dezvoltăm și Mircea Vodă, iar Măgureniu, dacă ei ne apucăm pe banii ăștia. Un pic mai devreme am vorbit despre demolări în zona lacului Jirlău, pe malul brațului Borcea. Tot călărășenii se întreabă dacă veți interveni și în Parcul Dumbrava. Care este legislația acolo? Căsuțelor din Parcul Dumbrava au existat fel de fel de discuții. Da. Există această posibilitate sau... Dacă mă întrebați pe mine, acolo trebuie spuși în... Da, trebuie spuși în drepturi, pentru că deja nu mai este acea problemă inițială că e zona inundabilă. De moment ce au venit cu puzuri, s-au dezvoltat, ați văzut. Da, avem baruri, avem un club, s-a dezvoltat încă un cartier acolo și atunci ar trebui să găsim modalitatea prin care acești oameni trebuie impozitați și puși în drepturi. Anul viitor se va aproba noul PUG. Timp de 10 ani nu vor mai putea fi făcute modificări. PUG-ul de anul viitor. Ce modificări importante? Păi, în primul rând, nu mai vreau să fie atât de multe restricții. Deja am avut o rundă de întâlniri cu zona privată. I-am limitat pe cei care sunt mari investitori în zonă, în care să-mi spună care este viziunea dânșilor în următorii 10 ani de dezvoltare a business-ului respectiv, ca să știm ce punem în PUC, pentru că nu mai vreau interdicții să nu construiască, să stea luni de zile, ani de zile cu puzuri, puturi, coturi, puturi, ce mai au acolo, ca să putem să facem lucrurile funcționale și să nu mai îngreunăm. Adică trebuie să, administrația o văd așa, că trebuie să vină în interesul investitorului, în sensul că administrația locală să aibă aceeași viteză ca și cea privată. Drept urmare, nu vom pune interdicție acolo unde știm că trebuie să dezvolte zona respectivă, investitorul respectiv. Nu ne oprim aici, pentru că mai urmează alte runde de întâlniri cu tot mediul de afaceri, să vedem ce au de gând să investească în Călăraș în următoarele 10 ani, da, sau în următorii 5 ani, dar noi trebuie să gândim pe 10 ani acest punct și atunci să venim în întâmpinarea lor cu cât mai puține restricții.
Investitorii au răspuns invitației dumneavoastră, sigur, v-au transmis intențiile? Sigur. Și o să mai ne întâlnim, deși chiar și separat, chiar dacă nu, da, pentru că le-am dat temă de gândire să ne spună cam ce ar vrea să dezvolte pe în zona lor. Pe viitor vor fi investiții semnificative în municipiul Călăraș? Vor fi create noi locuri? Cea mai mare investiție care s-a anunțat deja așa este vorba de Dunala. Dunalul vrea să facă o oțelărie electrică în care să facă fier, beton de construcții, sârmă, plasă, tot ce înseamnă de construcții, pentru că în România nu se mai face așa ceva. Și vrea să o facă pe verde. Și atunci, dacă Dunalul creează aceste locuri de muncă, trebuie să venim în întâmpinarea dânșilor cu tot ce se poate ca să putem să dezvoltăm zona și să creăm locuri de muncă. Pentru că dacă noi avem locuri de muncă în Călăraș, avem și niște sociale în sensul că oamenii își plătesc taxele și impozitele și putem să dezvoltăm orașul. În acest weekend, să trecem așa într-o zonă un pic mai veselă, weekendul acesta va fi plin de evenimente, veți organiza Ziua Marinei și Zilele Diasporei. Da, în colaborare cu Consiliul Județean. În colaborare cu Consiliul Județean. Este prima dată când se organizează un astfel de eveniment? Da, cu Diaspora nu mi-aduc aminte. Da, Municipiul Călăraș. Da. Ziua Marinei este deja tradiție, iar Ziua Diasporei a fost la inițiativa Consiliului Județean. Noi ne-am pus la masă cu dânsii și am zis hai să facem parteneriatul ca să putem să facem ceva pentru cetățeni, pentru că destul am stat închiși în casa anul trecut și anul acesta... Și probabil va urma. E bine, nu vreau să mă pronunț, dar este bine să profităm de acest timp în care putem să desfășurăm activități în aer liber, în care ne-am gândit să facem această Ziua Diasporei și Ziua Marinei totodată. Deci două seri cu spectacolele în aer liber. Da. Plus manifestările 15, plus manifestările tradiționale pe care le avem de Ziua Marinei. De Ziua Marinei. Ce se va întâmpla cu Târgul de Toamnă, Bâlciu? Suntem în discuții, studiem legislația, vrem să facem și Târgul de Toamnă, atât că ne permite spațiul de acolo, că am mai diminuat noi din alte motive în timpul pandemiei. Și cred că îl vom face și pe acela, pentru că e bine să-l facem, pentru că destul a stat oamenii în case anul trecut. Am acesta să profităm, așa cum a spus, să nu vină valul 4 și după aceea să fim obligația să stăm prin case. Dumnezeu știe când. Ați spus că au trecut 9 luni de la preluarea mandatului. Cum ați simțit, cum ați resimțit această perioadă? Dacă ar fi să vă gândiți la perioada care a trecut, cum ați descrie-o? Ce provocări ați avut în aceste luni? Tot mandatul. Cât de greu v-a fost? Nu aș putea să spun că mi-a fost greu, pentru că dacă îți dorești să ocupi anumită funcție, trebuie să vii și să ai soluții. Și asta am făcut. Adică mi-am pregătit de anul trecut ce trebuia să fac anul ăsta. Sunt în grafic anul ăsta cu ce mi-am propus și termin tot ce mi-am propus anul acesta. M-a întârziat pentru că eu am vrut să încep să refac niște locuri de joacă pentru copii. Trebuia să le încep în 15 august, dar din cauza faptului că iarăși trebuie să importe toate aceste module de joacă, o să ne ducem undeva în 15 septembrie și o să începem să facem aceste locuri de joacă pentru copii. Vreau să le facem cu tartan turnat, cu module noi și o să începem cu Queen, locul de joacă din Parcul Mare, o să începem cu Norodariu, cu Florilor, cu Big, iar modulele pe care le recondiționez din aceste zone, pentru că le schimbăm în acestea, le modernizez prin celelalte parcuri care au nevoie de locuri de joacă. Dar totuși nu pot să le facă toate într-un timp scurt, toată lumea parcă nu mai are răbdare. Dar asta este, încercăm să fim la sentimentul fiecărei zone, să zicem așa, pentru că nu am uitat pe nimeni, dar nu ne permite, nu putem să ajungem în toate zonele în același timp. Cum a fost adaptarea cu noi colegi din primărie? Nu pot să spun noi colegi, pentru că, așa cum știți, am fost viceprimar. Funcția de viceprimar. Iar majoritatea, știu, de cei 4 ani când am fost viceprimar, le-am spus condițiile mele. Cum vreau să funcționăm ca să fim în parametri, adică nu accept să mi se spună nu se poate. Vreau ca toți oamenii din primărie să găsească soluții la toate problemele cetățenilor.
Iar atunci când am epuizat toate aceste discuții, să-i spunem omului, da, nu am nicio soluție, așteptăm să vină nu știu ce lege, sau nu știu. Dar noi trebuie să avem soluții la toate problemele cetățenilor. Dacă ar fi să discutăm despre provocări, cea mai mare provocare sau cum vedeți? Nu, cea mai mare provocare e că ce nu depinde de mine, în sensul că să obțin finanțarea guvernamentală pentru Măgurești și pentru Mircea Vodă. Dacă obțin acolo, înseamnă că mi-am îndeplinit toate punctele, pentru că dacă termin Ceremagul anul ăsta de asfaltat, termin Farfuria de asfaltat, rămân două cartiere mari și atunci rămâne Măgureniu și Mircea Vodă. Care de 30 de ani tot în același stadiu sunt și poate mai bine. Dar cu siguranță că în 2023 voi face și aceste cartiere. Ați fi dispus să discutați aceste probleme, problemele municipalității, cu senatorii, deputații, din PSD, din PNL? Dar eu discut tot timpul. Deci nu am o problemă în a comunica. Mă gândesc să ducă problemele... Deci nu am o problemă în a comunica. Deci și știu că am stat de vorbă cu toată lumea, în tot spectrul politic, inclusiv cu cei de la AUR, dacă tot avem... I-ați găsit? Sigur. Toată lumea a spus că da, nu au nicio problemă, împreună să dezvoltăm orașul. Pentru mine nu vreau nimic decât să dezvoltăm orașul și să fim cu toții în asentimentul cetățenilor și să ne fie drag să intrăm în călăraș. Ați primit măcar promisiunea că vă vor ajuta? Sigur. A promite e ușor. Să vedem ce înfăptuim. Așa este. Până la finele acestui an, ce v-ați propus să faceți? Păi e așa cum v-am spus. Deci până la finele acestui an termin, repet, cartierul Ceremag, cartierul Farfuria, termin în colaborare pe protocol care avem, am uitat să vă spun, am un protocol cu Consiliul Județean, dacă tot ne împăcăm și este bine și gândim în același timp pentru comunitatea noastră, terminăm și varianta, bucata care ne-a mai rămas de asfaltat de la Saint-Gobain până la Tenaris, terminăm așa cum am spus, și bucata pe care o avem noi, da, la Siderca, drumul de la Siderca, terminăm iluminatul drumului de la Siderca și vreau să închid că mai am încă o stradă, o să termin și strada Dunărea, sunt pe zona de trotuare și după aceea, în ultima fază, după ce termin Plevna, o să termin și strada Dumbravei, zona dintre Panduri și Belșug. Vor fi noi intersecții semaforizate sau vor fi amplasate? În proiect, da. În proiect sunt destul de multe semafoare, sunt la trecere de pietoni. E un proiect frumos, o să modernizăm toată zona de trotuare de pe strada București. Un proiect a rămas o bucată între Titulescu și Cuza Vodă, dacă nu greșesc, dar găsim soluții și acolo în care... să o amenajăm, că putem să lăsăm zona așa și cu siguranță vom face acest lucru, dar vom modeliza ora. Sensuri giratorii? Da, am gândit două sensuri giratorii, dar să vedem cum e. Am gândit unul și am luat aprobările, dacă nu mă înșel de la... Am vorbit cu colegii chiar dimineață la sensul, vrem să facem de probă un sens giratoriu la 5 Călărași și vreau să fac un sens giratoriu la Cuza Vodă cu Republicii. Dar mai întrebăm niște aprobări să vedem cum lățesc zona din fața complexului Farfuria, cum îl știm noi, dar acum este în zona Arneza, unde au ceilalți. Și atunci, da, putem să facem. Avem cel al care e la Slobozia, deja am dat în lucru să vedem proiectarea și ce sume de bani trebuie ca să pot să-l bag în lucru pe cel de pe Sloboziei. Am terminat cu perioada de probă și atunci trebuie să ne apucăm să-l construim și cu siguranță la anul intrăm acolo și-l construim. Deci vor fi amplasate temporar, să înțeleg, să vedeți sigur, dacă vor sigur, fi asta e procedura. Asta e procedura, să vedem dacă sunt funcționale și dacă nu sunt perturbări de... Exact. Dacă nu pucă mai multe. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acesta. Și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm.